Zalăoanii riscă să rămână cu gunoiul la ușă după ce consilierii locali ai PNL s-au abținut de la vizarea cu documentație de atribuire a contractului de delegare prin concesionarea gestiunii activităților de salubrizare din județul Sălaj, componenta colectare și transport deșeuri municipal. Am să supun articolul 1 și dau citire. Emiterea avizului pentru documentația de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare în județul Sălaj, componenta colectare și transport deșeuri municipale, documentație elaborată pentru Asociația ECODES, anexă la hotărârea AGA ECODES numărul 1 și 2 din 23.09.2015 și care privește și serviciul de salubrizare aferent municipiului Zalău. Am să supun acest articol spre aprobare. Cine este pentru? Deci Lupa, Crișan, Țicală, Bălăjel, Coța, Bogdan, Jolt, Fazecaș. Cât sunt? Nu mă opri. Șapte voturi pentru. Cine se abține? Margin, Persan, Tărăban, Rusu, Pop, Păgărean, Osu și Pope Ogen. Votul împotriva avizării pune în pericol proiectul în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro care a vizat construcția rampei ecologice de la Dobrin și asigurarea gestionării deșeurilor din Sălaj conform normelor europene de mediu. Practic, avizarea documentației era necesară pentru stabilirea prin licitație publică a firmelor care vor colecta și transporta deșeurile la nivel de județ ca parte a proiectului european Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sălaj al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES. Neavizarea poate duce inclusiv la pierderea finanțării proiectului, potrivit consilierului local Daniela Coța, care a atras atenția asupra consecințelor acestei decizii. Până la 30 iunie 2016 trebuie să fie închisă deponia. Deci asta nu știu cât timp ne mai lasă. Și pentru că este un proiect de o importanță extremă pentru municipiul Zalău și județul Sălaj, aș dori ca în ședință publică de Consiliul Local să expunem argumentele și contraargumentele pentru avizarea acestui proiect de hotărâre. În consecință, o rog pe colega noastră, doamna Rodica Ciurte, să-mi răspundă la două întrebări. Prima dintre ele, dacă municipiul Zalău, în mod inițial, a fost de acord cu asocierea în ECODES și cu accesarea unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 35 de milioane de euro, deci dacă a fost de acord în forma inițială și dacă indicatorii inițiali sunt modificați ca urmare a răzgândării municipiului Zalău. Dacă există riscuri sau nu, ca cei 35 de milioane de euro să poată să fie neachitați, imputați, proiectul să nu mai fie dus la final. Am să răspund eu, doamnei Rodica Ciurte, pentru că n-are exactitud. Hotărârea a fost în Consiliul Local, doamnei Rodica Ciurte, privind aderarea la această asociație. Deci a fost două hotărâri de Consiliul Local. Ceea ce spuneți dumneavoastră și nici astăzi nu există o intenție din partea municipiului de a se retrage din această asociație. Noi, ceea ce am făcut la partea de executiv și care v-am prezentat în comisii, au fost niște date tehnice legate de ce înseamnă documentația de atribuire pentru serviciul de colectare, transport, deșeuri, menajere. Eu asta am citit din materialele pe care le-am primit. Am primit materiale pe mail, și am primit materialele printate. Eu asta am citit, că există posibilitatea ca municipiul Zalău să se retragă din această asociație. Ați primit mai multe variante cu toate consecințele și cazurile posibile în care ne aflăm. Pentru faptul că la nivelul asociației ECODES și, mă rog, în discuțiile care le-am avut în consiliile directoare, nu s-au ținut cont de aspectele semnalate sau în parte de problemele semnalate de către municipiul Zalău sau de către primăria municipiului Zalău, că municipiul Zalău este reprezentat de Consiliul Local și decizia aparține Consiliului Local.
Ioana Marinela Iuga, manager de proiect din partea Consiliului Județean, a atenționat Consiliul Local Zalău că decizia luată poate avea consecințe grave asupra derulării programului, mai ales că demersurile pentru închiderea rampei de gunoi de la Crișeni au început, fiind o chestiune asumată și necesară, având în vedere că depozitul nu respectă normele europene în domeniul depozitării deșeurilor. Ultimul termen pe care noi sperăm să-l obținem, încă act adițional este în editare la Minister, este 30 iunie 2016. În condițiile în care o procedură de atribuire durează, după cum știți, minimum 3 luni, în condițiile în care o procedură poate fi contestată și va trebui reluată, nu cred că există timp pentru un astfel de grup de lucru. Vis-a-vis de tarife, aceste tarife au fost prezentate în studiul de oportunitate care a fost aprobat de toți membrii ECODES la nivelul lunii aprilie 2013. Este vorba de un plan multianual de tarifare agreat la data la care s-a constituit asociația, vorbesc de anul 2009. Faptul că noi am acceptat și am gândit împreună cu experții de la firma de consultanță care a elaborat documentația de atribuire pe criteriul redevență în principal, considerăm că este mult mai fezabil decât să ne aflăm în aceeași situație de risc pe care o prezintă domnul primar legată de tarif, care s-ar reflecta și în cazul în care licităm tarif, operatorul, ca să câștige puncte, vine cu un tarif mult sub prețurile la care el ar putea să-și desfășoare activitățile și, în consecință, va veni după câteva luni să ceară o majorare de tarif. Riscurile sunt aceleași. Pe redevență, considerăm că riscul este mult, mult diminuat. Oricum, documentația trebuie să obțină avizul ANRMAP și, dacă nu se va obține din cauza unei astfel de lacune, că nu este tariful criteriul de atribuire, vom modifica documentația în consecință. La acest moment, considerăm că documentația este în regulă și că a luat în calcul toate aspectele și riscurile care pot fi induse. Termenul 30 iunie 2016 este termenul la care se va finaliza contractul de finanțare. Unul dintre principalele obiective și un mare indicator al acestui proiect este închiderea rampei Crișeni. Nu putem să excedem acest contract de finanțare atâta vreme cât ăsta este unul din indicatorii principali. În cazul în care nu ne îndeplinim indicatorii, intrăm sub incidența articolului 4 a contractului de finanțare, care înseamnă riscul recalificării cheltuielilor proiectului, adică o considerare că acestea să poată fi neeligibile în integralitatea lor. Iar costurile pentru documentația de atribuire, cu regret, trebuie să spun, nu sunt ale ECODES, sunt ale Consiliului Județean, care a asumat toate costurile cofinanțării acestui proiect prin documentele asociative. Nu a plătit ECODES nici măcar un leu cofinanțare la acest proiect. Motivele neavizării au fost prezentate de primarul municipiului Zalău, Radu Căpânașiu. Această documentație s-a realizat în cadrul Consiliului Județean prin proiectul de finanțare, care a fost domnă pusă în brațe ECODES. ECODES care, de fapt, trebuia să fie cel care a avut acest atribut. Nu mai vorbesc de o anumită lipsă de transparență pe care am avut-o toată această perioadă în ceea ce înseamnă derularea pe etape acestui proiect, care se face pentru toți locuitorii din județ, la fel și pentru cei din municipiu. Nu se face nici pentru primărie, nici pentru Consiliul Județean. Cine își asumă eventuală pierderea investiției de 35 de milioane de euro? Evident, consilierii locali care s-au obținut de la vot. Cine poate să-și asume riscul ca acest proiect să nu fie finalizat sau ca acest proiect să sufere corecții majore? Din moment ce Consiliul Local votează, și a spus domnul primar foarte clar, își asumă o răspundere Consiliul Local.
Neavizarea proiectului a dus la formarea unui grup de lucru din 3 consilieri locali, grup care va discuta atât cu reprezentanții Consiliului Județean Sălaj, cât și cu cei ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES despre așa zisele neconformități invocate. Decizia luată în ședința Consiliului Local de luni nu a făcut însă altceva decât să pună în pericol proiectul care este printre cele mai mari din Sălaj cu finanțare europeană. În plus, zălăoanii s-ar putea trezi că gunoiul nu mai este ridicat pentru simplul motiv că nu vom avea unde să-l depozităm.